faceți? Astăzi l-am alături de mine pe colegul meu, Marius Stan, pentru că vreau să-i fac ceva nasol rău de tot. Vreau să ne jucăm un joc. Mare joc, ne jucăm astăzi, am fost joc. Invitat. Foarte frumos, dar și foarte scârbos. Mi-e cam frică, sincer, să încerc chestiile astea. Cred că știți despre ce este vorba. Jelly Beans. Asta este. Dacă m-ai invitat, riscăm azi. Cred că știți cum se joacă, învârtim aici de ruletă, depinde ce culoare ne cade, uite, de exemplu, albastru. O să luăm amândoi câte o bomboană, o băgăm în gură și depinde ce gust sper are. Sper să nu dau de șosete. Această bomboană mi-e frică, nu. Hai, am să rotesc eu. Aoleu, hai, rotește tu. Ia să vedem ce a căzut, ce culoare. Alb, frate. Alb, stai să vedem ce ar putea să fie. Pampers pentru copii sau am Pampers azi la meniu. Haide, că mi-e frică, Doamne ajută-mă. Să fie Pampers, să fie una, două, trei și cocos. Mamă, cât de bune sunt Pampers, nu? Dacă mai uite, ia șervețe dacă vrei să-ți spui și nu-ți place. Mai dat pentru da, tu ai dat. Tu ai dat, frate. Îmi zici că e Pampers. Fii atent. Eu acum sper la mine să scadă. Mamă, dar știi ce gust are cocosul ăsta? Mi-a rămas și interdinți. Mamă, mai vreau de asta. Hai, acum ai rândul meu, da? Da. Ia. Pe ce a căzut mai mult? Cred că pe astea și cred că astea sunt. Ia-ți și tu la fel și hai să vedem ce ar putea să fie. Șoțete împuțite sau toate fructele? Fructe, da? Haide! Aoleu, Doamne ajută-mă! Una, două, trei și... Amin! Așa! Aoleu! Am vărsat sucul, Dumnezeule, ce înseamnă asta? Cred că o să ajung la spital astăzi. Mamă, e imposibil, așa. Bomboanele astea, ce sunt astea? Mamă, deci nu se poate, stați aștept aici. Așa gust. Am vărsat și hai, Marius, să vedem acum cine mai este pare aici. Este meu acum să învăr acest. Hai, te vezi, poate ai mână bună. Hai. Ia să vedem. Ce am dat noi aici? Asta e cutia. Sigur? Păi am mai făcut-o pe asta cu șosete împuțite și cu... Șosete împuțite, ea poate dăm de câini. Porto astea, hai să luăm. Da, sigur. Vomă sau piersică? Mamă, ferească. Vomă sau piersică. Deci nu se poate. Iisuse Hristoase, ce mă face. Deja mă rog. Facă. Mamă, Hai, că asta e nu știu. Place. E cu piesică, asta chiar îmi place. Mamă. Ce vrei? Și aia e viața. Mamă, deci nu știu. O zi bună, una rea. Mamă, vreau, ea mi-a dat la urmă. Uite, mie chiar îmi place asta. Mamă, îmi dau seama. Da. Na, e ceva mai pomeni. Dulce. Mamă, deci mi-a rămas gust așa pe... Bine, Mario. Bine, frate. Dar ce... Nu, dar ce fel ai dat? Doi ca lumea. Așa? Păi, dar ne-a mai căzut asta, frate, dau eu acum, da? Hai să mai... Hai să vreau. Trișem puțin. Albastru! Păi a mai fost, ce facem? Ba a nu, mai fost. Nu a fost. Nu a fost. Pastă de dinți sau... Sunt amețite. Zmeură, haide. Sau fructe de pădure, ce fructe fac? Fructe de mare. Pastă de dinți. Asta cred că ar vrea să însemne un gust rău, dar e bun. Pastă de dinți? Nu prea cred că e pasă de vizită. Cred că e vreo
nu știu, altă pastă. Mă, pastă de dinți, dar de aia. Veche, rău. Pastă de dinți combina cu dar pastă merge. De cioareci. Dar merge. E bine tot pastă de dinți, ai văzut? Nu știu, nu cred că e pastă de dinți. Pupe de pădure, zmeură. Are un gust așa combinat. Și cu gust de șosete murdare. E cu gust de pastă de dinți. E combinație, am spus. Haide că ăsta a fost bun, deci niciunul nu cealaltă. Haide. Haide. Mamă, să ne cadă asta, mov ăla sau ce culoare e, că nu ne-a căzut deloc. Haide. Mâncare... Fix asta. Mâncare de câini sau... Sau de porci. Sau budincă de ciocolată. Da, aș vrea o budincă. Ia, dă-te și, și, hai. Da. E mâncare de câini, fraților. Mâncare de câini. Aoleu, Dumnezeule. Mâncare de câini, dar astăzi mănânc și mâncare de câini și șosete. Așa ai văzut tu azi. Mamă, mamă. La plăcerea ta mănânc și la plăcerea prietenilor noștri. Numai șosete, șoareci și ce mai sunt pe aici? Asta e că m-a luat răbdută de treabă. Deci e cea mai scârboasă, cred că e mai scârboasă și ca... De puternic aș vrea eu să mă dau. Uite, vezi că nu pot, nu pot să râzi la... Te trădează... Băi, uite exact ce am vrut noi ne cade. Uite-te și uite, să nu ziceți că facem vreo chestie. Deci, ăsta, da? Deci, ar putea să fie așa. Stați că nu văd. Unde e? Da, muc? Doamne. Sau zeamă de bere? Haide, ia! Muc sau zeamă de varză? Doamne, dacă e muc, chiar că de data asta o să vă răsc pe aici. Haide! Încă Doamne. Un muc? Deci dacă mai dau de un gust prost, gata, deja m-a luat stomacul, uite, așa-mi face. Hai să gustăm mucul ăsta. Mamă, cât de bun, cât de bun. Îmi place. Chiar îmi place. Dacă îmi plăcea, scrie pe ambele. Nu știu ce gust e. Ăsta. E gust de, nu știu, fructe. Cred că e muc, dar îmi place. Te crezi? Chiar are un gust foarte plăcut. Pare eu că nu puteți să gustați, dar... Băi, nu cred că era muc ăsta. Are un gust foarte bun. Deci nu cred că am dat de vă muc, pentru că... Vezi, printre bomboanele astea mai sunt și... Niște gustări foarte... Nu, no, știi ce am făcut noi, nu? Am încurcat culoarea, eu am dat de iarbă. Deci asta era iarbă, frate. Iarba, de iarbă, da. Deci noi am... Eu nu văd bine, uite. Astea cu putulețe sunt așa cu muc și cu... Uite, mie vezi că mi-a plăcut iarba. Și mie mi-a plăcut iarba. Cred că ăsta e. Ăsta e, hai de ea și tu. O, putrezite și cu popcorn, frate. Mamă, Dumnezeule, ia. Una, două, trei și... Mama, asta le-a trecut pe toate. Ce gust de șoareci, pe bune. Gust de șoareci. Dar ai mâncat șoareci de unde știi? De mine. Mamă, mamă, deci nu vreți să știți ce gust are, fraților. Doamne Dumnezeule. Mamă. Dar eu tot... Eu tot nu mă las, nu dau de ce vreau. Fiți atenți că acum nu mai tragem la luneta asta pentru că le-am... Nu le-am încercat pe toate, fraților, deci mai sunt astea. Roze, așa mișto. Ba, dacă frate... vrei tu să mai mănânci... Nu, uite, hai să mai încercăm astea, rozalie, așa că pe asta nu le-am încercat deloc. Fii atent. Vrei să mă bagi la spital nu, astăzi? Nu, 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 nu. Noi le-am încercat pe astea, da? Da, astea, dar astea roze așa frumoase, nu. Poate astea că sunt frumoase, au și un gust bun. Este ultima mea încercare. Ultima, da. Ultima, ha, ultima, pentru că nu vreau să mi se întâmple ceva. Da. Cine vrea, asuma. Poate să încerce. Dacă vrei tu, în continuare, mai poți să mănânci câte vrei. Eu o să mă opresc pentru că... Mulțumesc, nu mai... Nu se poate. Ce gust avea asta, ce-am mâncat mai înainte? Putrezite, deci putrezite, pe bune. Frate. Pe bune, putrezite. Deci... Despre ce vorbim? Să vedem ce gust are asta. Fructe! Fructe de... Și ție și tu? Da. Ahuba buba! Ahuba buba! Ce bun e!
Ce ai de când mergi la bună, hai să mai luăm una și gata. Poate de data să nu luăm totul la bună, dar să luăm tot o culoare de asta. Nu astea cu puncte, că parcă și că souă, dar știu, ia. Să mănânc eu muc, nu? Ha, nu numeri muc, frate, o să nimerești parul, hai. După ce că am dat de șosete jegoase. Păi de muc n-ai dat, de o putrezite. Am dat de o putrezite, frate, la care nu cred că ați vrea să se simțiți. Gustul, da? Hai, da. Două. Of, trei. Și după gustul ăsta bun să vină un gust prost ar fi. Aaaa, pe bune și ții bune, pe bune. Da, fraților, mi-a plăcut foarte mult. Repi. Mi-mi place. Băi, are un miros de pere, dar... și puțină iarbă, parcă. Da, ia. Măi, tu n-am dat de muc ăla firar să fie el de muc, dar cred că nu vrea el să vede. Cred că mai zăpăcit cu mucul ăla. Și gata. O să visez și noapte, numai muc, muc. Gata, ajunge? Ajunge, gata. Ajunge că o să ne vină rău. Dragilor, deci asta a fost tot la noi. Sperăm că v-am făcut să râdeți puțin acolo cu strâmbăturile noastre. Și vă sfătuim așa să nu mâncați din bomboanele astea, pentru că stomacul meu acum e întors pe dos. Dar cocosul m-a spart și astea cu toate fructele, deci ei sunt incredibile. Da. Cocosul a fost. A fost super, nu? Deci ți-a plăcut surpriza pe care ți-a făcut-o? Da, a fost o surpriză la surpriză care. Surpriză pentru Crăciun. Chiar nu mă așteptam. Mamă, dar stomacul, jur că mă doare stomacul. Să mănânc șoareci. Și o putrezite, fraților. Da. Vă și pupăm. Ce? Noi vă pupăm și ne revedem data viitoare. Pa! Vă pupăm dulce și ne bucurăm că ne urmăriți și că sunteți aproape de noi.